fața Domnului Iisus Hristos tuturor celor ce în dimineața aceasta ne-am grăbit să ne întâlnim cu El. Oaspeți, mai puțin oaspeți, cei de-ai casei, să avem în dimineața aceasta, prin Harul lui Iisus Hristos, o întâlnire frumoasă și glorioasă cu Cel ce ne este Domn. Gândul care mă frământă de multă vreme, și am tot amânat subiectul acesta, și am zis că dacă tot suntem la început de an, poate că i-a venit timpul, este legătura între valorile unui popor și templul acelui popor. Deci, legătura între templu și o națiune. Am hotărât că probabil că este bine să facem studiul acesta datorită faptului că asistăm în ultimul timp la o decadență foarte rapidă a societății noastre. Din foarte multe puncte de vedere. Din punct de vedere al frumosului. Nu mai avem lucruri frumoase prea mult în jur. Oamenii Parcă se deteriorează din de ce în ce mai mult, și noțiunea de estetică umană s-a schimbat atât de mult încât nu mai recunoaștem același tip de frumos. Apoi, arhitectura. Apoi, morala. Am știut multă vreme că atunci când un om este frumos, este și moral pe deasupra, adică e și bun. În ultima vreme, cele două lucruri nu mai sunt împreună. A fi frumos nu mai înseamnă neapărat să fii bun. Pentru că cele două lucruri s-au rupt unul de altul, a apărut frumosul nebun. Și binele nefrumos. Sunt alte categorii care până acum n-au existat. Și care ne dau de gândit pentru că aruncă lumea noastră într-un soi de Babilon, despre care Sfânta Scriptură ne avertizează atunci când zice ieșiți din Babilon. Ieșiți! Lumea noastră devine din ce în ce mai mult un loc în care ți este greu să-ți mai regăsești valorile. Asta este una dintre probleme. Probabil că nu ți este greu să rămâi, dar este greu să-ți mai găsești propriile tale valori. Și gândul la care am ajuns și pe care urmează să-l studiem este următorul. Și anume, când O societate și-a pierdut templu, societatea respectivă și-a pierdut valorile. Sau cu alte cuvinte, acolo unde templu nu e, nimic nu mai e. Aș începe prin a Îl lăsa pe Sfântul Apostol Ioan să ne spună cum și-a început Domnul Iisus Hristos activitatea Lui. Și pe primele pagini ale Scripturii, după Evanghelia, după Ioan, la capitolul 1 găsim botezul Domnului Iisus Hristos, la capitolul 2 găsim nunta din Cana, despre care se spune că Domnul Isus Hristos a început minunile și semnele sale cu minunea de la nuntă, spune versetul 11, acest început al semnelor lui l-a făcut Isus în Cana Galileea și apoi, după Cana, imediat, în derularea evenimentelor după Ioan, ucenicul iubit, urmează. Momentul când se suie Mântuitorul la templu, versetul 13, în versetul 14, în templu Domnul Iisus a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei pe schimbătorii de bani șezând jos. Acum când un templu este definit de, auziți, de cei ce vând boi, animale mari, era un fel de iar maroc acolo, cu animale mari, apoi oi, apoi porumbei, schimbătorii de bani care făceau schimb valutar pentru templu și în favoarea templului erau acolo peste tot și lucrul ăsta se întâmplă în templu, atunci vă rog să îmi spuneți mie cam care este influența templului asupra poporului. Lucrurile astea îmi arată mie că templul își schimbase orientarea dintr-un loc în care direcția spirituală ar fi trebuit să fie foarte clară, într-un loc în care direcția monetară era foarte clară. Câștigul de la Templu. Când un popor are impresia că Templul lui pe care îl are este orientat într-o direcție în care banii sunt mai importanți decât Dumnezeu, atunci poporul respectiv își pierde încrederea și în Dumnezeu, și în preot, și în Templu. Și ca urmare, Domnul Isus Hristos, primul gest pe care îl face, ca reformator al religiei sale și al națiunii sale, este să intre în Templu și să curățească Templu. Am. A făcut un bici din ștreanguri, i-a scos pe toți din Templu împreună cu oile și boii, a vărsat banii schimbătorilor, le-a răsturnat mesele. Întrebarea mea este cum de au reacționat favorabil la această inițiativă. Că era o mulțime de oameni care trebuiau să fie scoși afară de către un singur om. Nu erau mai mulți, unul singur. De, ce au ieșit afară așa de ușor? Sigur este vorba de autoritatea mesianică a Domnului Isus Hristos. Dar autoritatea mesianică a Domnului Isus Hristos lucra împreună cu simțămintele lor de vinovăție. Lucra împreună cu faptul că ei își dădeau seama că făceau abuzuri. Ei știau lucrul ăsta și totuși făceau mai departe. Și în momentul în care a venit Domnul Isus Hristos și i-a scos afară, conștiința lor n-a -a făcut altceva decât a zis, e drept, cam asta ar trebui să fie. Și au ieșit afară. Ridicați aceste de aici și nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie. Ucenicii lui și-au adus aminte că este scris, râvna pentru casa ta mă consumă, mă mănâncă. Frații mei, cu aceasta aș dori să începem. Râvna pentru casa lui Dumnezeu ar trebui să ne conducă pe noi în direcția descoperirii marilor lecții pe care Dumnezeu ni le dă în legătură cu casa noastră. De rugăciune. Repet, când o națiune și-a pierdut templul, națiunea respectivă și-a pierdut busola și orientarea morală a ei. Când o națiune nu mai are noțiunea de sacru materializată undeva în zona de existență a ei, adică la templu, în momentul respectiv toate valorile acelei națiuni se prăbușesc. Aș vrea în dimineața asta să vă invit să observați împreună cu mine care erau marile lecții pe care poporul Israel le învăța la templu pentru ca să ne le aducem aminte și noi. Haideți să începem să vedem lucrul acesta. O să rog media să mă ajute. Vă mulțumesc din suflet. Primul lucru pe care îl învăța un om la Templu era noțiunea de frumos. Eclesiastul 3 cu 11 vorbește despre un Dumnezeu al frumosului. Orice lucru el îl face frumos la vremea lui. Vreau să vă întreb, când vă uitați dimineața în oglindă și vă pregătiți ca să veniți la Templu, în momentul respectiv, vă pregătiți să veniți în fața lui Dumnezeu sau în fața oamenilor? Există, din nefericire, există o diferență între frumosul lui Dumnezeu și frumosul nostru. Nu e așa că e nefericit? Există o diferență între frumosul lui Dumnezeu și frumosul pe care l-am învățat noi pe stradă. Hai să vedem despre ce este vorba. Evrei, capitolul 1, 8 și 9, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. Și vă rog să observați, din cauza că Dumnezeu iubește și urăște, de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns și te-a pus mai presus de tovare și tăi de slujbă. Și acum mă întorc la, cele, la cei doi termeni, ai iubit neprihănirea. Ce înseamnă să iubești neprihănirea? Înseamnă că îți place. Înseamnă că Dumnezeu s-a simțit bine în domeniul neprihănit. Și înseamnă că sfințenia lui Dumnezeu se manifestă în teritoriul sau în cadrul neprihănirii acolo se simte Dumnezeu bine. Și vă rog să observați, este și un teritoriu sau un alt cadru în care Dumnezeu nu se simte bine. Partea a doua spune un teritoriu pe care Dumnezeu îl urăște. Ce înseamnă a urâ? Um. Este vorba de această realitate bine-rău, frumos-urât. Întotdeauna existența unei lumi păcătoase se împarte în două. Dacă nu suntem conștienți de lucrul acesta, avem mari probleme. Noi suntem într-o lume în care frumosul și urâtul încearcă să se combine. Binele și răul. Încearcă să fie împreună, să conviețuiască. Există formule de conviețuire, se numesc, se numesc yin-yang, dintr-o religie care vine din Orient și așa mai departe. Și în timp ce. Haideți să ne aducem aminte geneza la început, în timp ce Dumnezeu a zis, voi să nu cunoașteți decât binele și atât, decât binele și atât, Satan a venit cu dialectica pe care noi o experimentăm asta și a zis nu, nu-i nu bine așa. Dacă vreți să cunoașteți ceva, atunci veți cunoaște ce anume. Binele și răul amestecate. Și am spus-o și o repetăm de fiecare dată. Satan n-a venit cu răul pur. Răul pur e dureros, e cumplit, e moarte, e chin, e nenorocire. Răul pur va fi gustat de ființa umană după închiderea Harului. Atunci el va gusta răul pur pentru a înțelege ce e aia. Dar satan a venit cu ideea că ele pot să fie amestecate. Și dacă reușești să amesteci binele cu răul, frumosul cu urâtul și așa mai departe, este ca și cum mai pune sare în mâncare. Așa e? Așa e? Nu e. Pentru că Iisus Hristos spune, voi sunteți pământului. Cu alte cuvinte, pune bine în mâncare, nu pune rău în mâncare și să confuz să spui că aia este sare. Deci vorbim de aceste domenii și în lupta aceasta între bine și rău, la locul de intersecție unde răul se unește cu binele, Dumnezeu a pus templu. Acolo unde suntem noi tentați să unim urâtul cu frumosul, neprihănirea cu nelegirea. Acolo Dumnezeu a pus templu. Și prin templu ne-a învățat că cele două dimensiuni nu se pot amesteca. La templu nu te puteai urca sub nicio formă oricum. La templu nu puteai veni în orice condiție. Pentru ca să intri într-un loc sfânt, omul trebuia să se sfințească. Și în felul acesta învăța alte dimensiuni decât dimensiunile lumii lui. El ieșea din lume și intra în prezența lui Dumnezeu. Și acolo, în prezența lui Dumnezeu, omul învăța valorile lui Dumnezeu. Valori care au menținut lumea noastră, civilizația noastră, ființa umană până în ziua de azi. Noi trăim și existăm ca societate și ca neam omenesc datorită faptului că s-au putut permanentiza aceste valori ale lui Dumnezeu până în ziua de astăzi. Dacă le-am fi pierdut, valorile lui Dumnezeu, noi n-am mai putea exista, n-am mai fi putut exista. Iar elementul care a făcut ca aceste valori să fie purtate până în ziua de astăzi este templul. Acolo au fost păstrate aceste valori. La templu. Să nu uităm, fraților, că echivalentul templului din vechime este astăzi, poftiți, biserica. Vă rog frumos să nu numiți biserică conceptul ortodox sau catolic de biserică. Conceptul ortodox de biserică se referă la, la ziduri. Unde mergi? Mă duc la biserică. Iar la biserică nu e nimeni. La biserică sunt doar câteva ziduri și acolo se consideră că este o altă lume. Vei intra înăuntru, vei descoperi zidurile pline cu imaginile unui alt cosmos. O altă lume e acolo. Și omul când iese de pe stradă și intră în lumea asta, chiar are experimentul sau experiența asta că el a descoperit o altă realitate. Îl vede acolo pictura Pantocratorului, jos e iadul, sus e raiul, printre ele sfinți de toate felurile. Aici nu e nimic pe pereți. Puteți să-mi dați un motiv pentru care nu e nimic pe pereți. Puteți să-mi spuneți, de ce nu e nimic pe pereți? Pentru că Biserica nu sunt pereții. Biserica sunteți dumneavoastră, suntem noi. Sfinții nu sunt pe pereți. Din ce cauză? Pentru că sfinții sunt unde? Pe bănci, pe scaune. E corect? E corect? Datorită Templului au, au învățat să-și zidească locuințe. Să știți că, deși. Templul nu era făcut ca o locuință pentru ființa umană. Cu toate astea, Templul în splendoarea lui a devenit un ideal pentru conceptul de locuință pe care l-a avut oamenii în vremea aceea. Ceea ce era frumos la Templu, ceea ce era frumos în modul în care era așezat templul era o lecție pentru cei care mai târziu și-au făcut casele lor. Templul era făcut din marmură. Așezarea lui pe vârful muntelui Sionului făcea ca imaginea lui să fie văzută de departe, iar cupola aurită răspundea lumină de departe. Aceasta este o pictură clasică a templului, nu este foarte reală. Observați, prezența cupolelor de aur lipsește. Dar încă o dată, Oamenii învățau frumosul la templu. Stăteau acolo pentru că le plăcea să stea acolo. Duceau acasă ideea de perfect și de frumos, astfel încât viața lor copia ceea ce era acolo. În Hagai, capitolul 1, cu versetul 4, profetul îi mustră pe cei din vremea lui. Pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan când casa Domnului este dărâmată, orice reformă națională a început cu refacerea templului. Orice cădere națională a început cu uitarea templului. Acolo este, acolo este ceasul sau limba arătătoare a vremii care, în anumite situații, făcea ca Templul să fie bucuria întregului Pământ, iar în alte situații, Templul era o ruină, pentru că uita îl uitaseră toți. Vă rog să observați modul în care se pune problema aici și zice, Păi voi, nu vă comparați casele voastre cu casa Domnului? Asta este ideea lui Hagai. Nu-ți compari casa ta cu casa Domnului. La Templu au învățat cum să se îmbrace. Vreau să vă întreb. Prima dată costumul din stânga este vestimentația marelui preot. Uitați-vă bine la el. Vreau să vă întreb. Ce vrea să facă costumația aceea de acolo cu omul care o va îmbrăca? să mă înțelegeți întrebarea. Știți, orice haină pe care o îmbraci face ceva cu tine. Nu numai că te reprezintă, și transformă, te schimbă. Întrebarea mea este acolo, costumul din stânga, costumul marelui preot, ce vrea să facă cu omul care îl va îmbrăca? Poftiți? Să-l sfințească, ce ai zis? Să-l înnobileze. Într-adevăr, la templu omul învăța că hainele de pe el trebuie să îl înnobileze, să-l sfințească, să-l înalțe. Omul nu putea veni cu orice haine la templu. Nici preotul nu putea să slujească în orice haine, nici cel ce se suia la templu nu putea să se suie în orice, în orice ținută. Punctul 2. Vreau să vă întreb, hainele alea de acolo, din dreapta, tabloul al, al, din dreapta, Perechea aceea de blugi, ce vrea să facă pentru omul care îl va, care îl va îmbrăca? Poftiți? Cel din stânga îl înnobilează, îl sfințește și așa mai departe. Cel din dreapta ce vrea să facă pentru omul care îl va îmbrăca? Poftiți? reprezintă. Vreau să vă întreb ce face cu el. De ce vrei să-l degradezi? De ce nu te mai interesează nimic frumos în el? De ce? Simplu. Pentru că acolo nu mai e templu. Acolo nu mai e templu. Noțiunea de templu s-a dus. Noțiunea de sacralitate s-a dus. Cu blugia aceea, cu pantalonii aceea, nu te vei duce niciodată. Unde? La biserică. Din ce cauză? Pentru că nu mai ai biserică. Pentru că nu mai ai biserică. Fraților, eu nu vorbesc acum despre faptul că un om care merge pe stradă și care are haine rupte nu poate să vină în biserică să vină. Că biserica asta îi va da haine să se îmbrace. Că biserica asta va avea grijă de el. Problema este însă când hainele pe care le îmbraci de cea mai bună calitate sunt așa. Și te întreb de unde vine modelul. De unde vine modelul? Care este motivul? Și ajungi la concluzia aceea ciudată și anume, aceasta este o declarație a faptului că omul respectiv nu mai are templu și că în societatea lui templul nu mai există. Ezechiel 42 cu 14. Când vor intra preoții, nu vor ieși din locul sfânt ca să se ducă în curtea de afară, ci își vor lăsa acolo hainele cu care fac slujba. Căci hainele acestea sunt sfinte. Se vor îmbrăca în alte haine ca să se apropie de curtea care este pentru popor. Ideea pe care Dumnezeu o pune aici în fața poporului este că în prezența mea, te rog frumos, vină cu haine care să mărturisească despre sfințenia ta și nu despre altceva. Adică hainele care, cu care vii nu trebuie să mărturisească despre confortul tău. Problema nu este că trebuie să te simți tu bine. Hainele cu care vii aici nu trebuie să mărturisească despre faptul că tu ești bogat sau sărac. Hainele tale trebuie să mărturisească pentru Dumnezeu și despre Dumnezeu. Ele trebuie să arată sau să puncteze către ideea de sfânt. Isaia 52 cu 1. Trezește-te, trezește-te, îmbracă-te în podoaba ta, Sioane, puneți hainele de sărbătoare, Ierusalime, cetate sfântă, căci nu va mai intra în tine niciun om necurat. Templul era locul sărbătorii și al împodobirii. Sărbătoare și podoabă care este total nepotrivită pentru un om necurat. Sau nesfânt. Total nepotrivit. Hainele sărbătoare. Frații mei, dacă va trece un om pe stradă care n-are decât un tricou și vrea să intre aici, să vină. Pentru că Dumnezeu îl va acoperi cu hainele mântuirii și biserica asta îi va da să poarte haine cu o ținută deosebită. Dar dacă eu vin la biserică în tricou numai pentru faptul că vreau să mă simt comod și să vorbesc despre faptul că și la biserică ești ca pe stradă și pe stradă e ca la biserică, atunci înseamnă că n-am înțeles ceva. Și anume, n-am înțeles nici ce înseamnă podoabă sfântă, nici hainele de sărbătoare înaintea lui Dumnezeu și n-am înțeles nici despre Dumnezeu. Mare lucru. Cronici 16 cu 29, dați Domnului slavă pentru numele Lui, aduceți daruri și veniți înaintea Lui, închinați-vă înaintea Domnului cu o doabe minte. Observați? Orice popor care a avut templu a învățat sărbătoarea și împodobirea unde? La templu. Templul era marea lecție a, frumos, a frumosului marea lecție a esteticii, marea lecție a sărbătorii și a împodobirii la templu. Și acum, prin contrast, câteva realități din lumea nebiblică, dintre neamuri, dintre popoare. Judecătorii 8 cu 26. Gedeon se luptă cu dușmanii poporului, îi înfrânge, le strânge prada, și când le strânge prada, uitați-vă ce a găsit. Asta arăta modul de a se purta al neamurilor. Greutatea verigilor de aur pe care le-a cerut Gedeon a fost 1700 de siclii de aur, afară de lunișoare, cercei de aur haine de purpură pe care le purtau împărații Marianului și afară de lănțișoarele de la gâtul cămilelor lor. De ce am subliniat o idee cu lănțișoarele de la gâtul cămilelor? Pentru că uh, mie mi se pare că în cultura nebiblică podoabele ajung la exces. Nu ajunge că se împotobeau ei și își puneau de aici, pe la urechi, pe la nas, pe la picioare, pe oriunde își puneau câte ceva ca să arate cât de bogați sunt. Își împodobeau și cămilele cu care mergeau la bătălie, și caii, și tot, peste tot. Din ce cauză? Am găsit în Sfânta Scriptură expresia noroiul hainelor. Și dacă ați găsit, am găsit-o zilele astea. Hainele ca noroiul. Cum e asta? Excesul lor conduce la devalorizarea lor. Nu mai au nicio valoare, ca noroiul. Așa sunt bijuteriile. Întotdeauna, în lumea în care omul se devalorizează pe sine, și nu mai are în vedere podoaba sfântă a lui Dumnezeu, împodobirea devine ridiculoasă. E un element de ridicol. Împodobirea devine de prost gust. O povară. Iar esteticul merge în grotesc. Isaia 3 de la 18 mai departe, în ziua aceea Domnul va scoate verigile care le slujesc ca podoabă la picioare, sorișorii, lunișoarele, cerceii, brățările, maramele, legăturile de pe cap, lănțișoare de la picioare, brâiele, cutiile cu mirosul, băierile cu descântece, inelele, verigile de nas, hainele de sărbătoare, cămășile largi, mantiile, pungile, oglinzile, cămăși subțiri. Oh. E o, adevărată, e o adevărată industrie. Și toate acestea erau elemente de podoabă. Toate acestea. Vă rog să observați uh, această excentricitate care se găsea între neamuri, spre o deosebire de îmbrăcămintea simplă pe care Dumnezeu întotdeauna ne oferă. Aș vrea să observați diferența de gust, diferența de frumos pe care Dumnezeu vrea să o ofere și cu care Dumnezeu vrea să ne educe pe noi când venim la locașul său și prin faptul că ne îmbrăcăm așa, vom învăța ce este frumosul și în restul vieții. Iată ce spune Dumnezeu despre templu. Frumoasă înălțime, bucuria întregului pământ este muntele Sionului. Cum era Sionul? În primul rând, care era elementul numărul unu care îl caracteriza? frumosul, frumoasă înălțime. Casa de rugăciune unde se strânge poporul lui Dumnezeu trebuie să aibă acest element al frumosului neapărat care să reflecte pe Dumnezeu. Plângeri 2 cu 15. Aceasta este cetatea despre care se zice că este cea mai frumoasă și bucuria a întregului pământ. Frații mei, Dumnezeu n-a lăsat ca să fie altul ceva mai frumos decât templul său. Nu. Ea trebuia să fie cea mai frumoasă, după cum poporul său trebuie să fie cap și nu coadă. Dumnezeu lucrează întotdeauna cu excepționalul în viața noastră, nu cu mediocrul. Aceasta vrea despre dumneavoastră și despre mine. Dumnezeu nu vrea ca eu să fiu un om me mediocru în ceea ce privește, eu știu, aranjarea hainelor mele. Dumnezeu vrea ca hainele mele să fie excepționale. Înfățișarea mea să fie excepțională. Dar fiți atenți cum se definește ideea de frumos și de excepțional. În faptele Apostolilor 3 cu 10 ni se spune că era o poartă la templu care purta pur și simplu numele frumoasă. Poarta frumoasă. Era o căutare a poporului Dumnezeu în vremea respectivă după frumos. Când au ieșit din templu, ucenicii l-au întrebat pe Domnul Iisus Hristos și au zis, învățătorule, uită-te și tu. La ce să mă uit? Uite ce pietre, ce zidiri. Rău? Nu. Bine? E rău dacă rămâne doar atât. Dar dacă lucrurile astea sunt făcute pentru slava lui Dumnezeu, înseamnă că învățăm frumosul, învățăm lecții extraordinare pe care Dumnezeu le-a pus pentru fiecare dintre noi. Ca în timp ce societatea noastră se degradează și pierde aceste valori, valorile acestea să fie păstrate unde? Unde să fie păstrate? În biserică. În biserică. Hainele rupte erau la modă în vremea veche. Oamenii își rupeau hainele când se supărau. Oamenii își rupeau hainele când se mâniau. Oamenii își rupeau hainele când erau săraci. Oamenii își rupeau hainele. Cu toate acestea cu 10 cu 6. Să nu vă descoperiți hainele, să nu vă rupeți hainele, ca nu cumva să muriți, îi spune Dumnezeu lui Moise la evenimentul Nadab și Abihu. Puteai să ai haine rupte pe oriunde, dar nu la templu. Marele preot nu trebuia să-și rupă hainele sale. Pentru marele preot elementul numărul 1 era integritatea vestimentală. Hainele sale simbolizau pe mesia, avea un mesaj special al sfințeniei. Vreau să te întreb, care e mesajul hainelor pe care îl porți? Garderoba de sabat cu care vii la Templu, ce mesaj are? Mi-aduc aminte de un pastor protestant care a ținut o predică pe care am ascultat-o la radio și spunea, frații mei, vine acum perioada caldă, spunea el. Și știu că veți fi tentați foarte mult ca de acum încolo, în loc să vă îmbrăcați, să vă dezbrăcați, spunea el bisericii sale. Dar aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că aici este întâlnirea cu Dumnezeu, nu este întâlnirea cu oamenii, cu altcineva. Despre Domnul Isus Hristos, profetic, se vorbește în Psalm 22 cu 18. Își împart hainele mele. Trag la sorți pentru că mea. Comentariul spune, n-au rupt cămașa Domnului Isus Hristos. Din ce cauză n-au rupt-o? Fraților, noi așa învățăm, era de o calitate deosebită. Dar mai era un lucru, elementul profetic. Elementul profetic. Iisus Hristos nu trebuia să poarte niciodată haine rupte. Pentru că neprihănirea sa nu avea nimic de a face cu hainele rupte dintr-o parte sau dintr-alta. Și nici măcar la moartea sa, și după aceea, cămașa sa n-a trebuit să fie. Zaharia, capitolul 3, 3 și 4. Iosua preotul, marele preot era îmbrăcat în haine murdare și totuși stătea în picioare înaintea îngerului. Iar îngerul, luând cuvântul, a zis, dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Și odată cu lucrul acesta, îngerul a zis, îndepărtez de la tine în legiuirea și te îmbrac în haine de sărbătoare. Dragii mei, niciodată la templu cineva nu trebuia să vină în haine murdare. Hainele în care ai transpirat acasă, nu vii cu ele la templu. Preoții trebuie să fie îmbrăcați în haine de in pentru ca nu cumva să transpire. Grija pentru curățenie îi se găsește în legile lui Moise atât de frecvent încât este aproape o numărare imposibil de făcut. De câte ori Dumnezeu spune, preoților să te speli, să te speli, să te curățești, să te speli, să te curățești. Era în continuă spălare. Nu, nu poți să vii oricum înaintea lui Dumnezeu. Și nu pentru faptul că cineva ar dori să oprească accesul cuiva, ci pentru faptul că te întâlnești cu el. ainele tale, sfințenia lui, Prezența ta, prezența lui. La Templu au învățat cum să-și cinstească trupul. În lumea păgână, oamenii își vor schilodi trupurile în dorința să le facă frumoase. Ceea ce aveți acolo. Sunt două modele în care o doamnă și-a înflorat spatele, și n-a fost foarte simplu, iar un alt spate cu simboluri egiptene. Din ce în ce mai frecvent în societatea noastră. Din ce în ce mai comun în societatea noastră. Ei bine, la Templul de la Ierusalim au învățat să nu facă lucrul ăsta. Cu cât vedeți mai mult asta pe străzile noastre, cu atât trebuie să înțelegem că țara mea, societatea mea, nu mai are templu. Voi sunteți copiii Domnului Dumnezeului vostru, să nu vă faceți crestături. Deuteronom, capitolul 14, cu 1. Simplu, clar și categoric. Din ce cauză? Tu ești un templu pentru Dumnezeu. A doua zi, după omorârea lui Gedalia, un alt segment scripturistic, pe când nimeni nu știa nimic, au venit din Sihem, din Shilo, din Samaria, 80 de oameni cu barba rasă, cu haine sfâșiate, care își făcuseră tăieturi în piele. Aveau daruri de mâncare și tămâie care să le aducă în casa Domnului. Spuneți-mi ce, ce se întâmplă aici care problema? Poftiți? Toate obiceiurile astea erau păgâne. Absolut toate. Barbarasă, haine sfârșiate, tăieturi în piele. Erau obiceiuri păgâne, darurile de mâncare și tămâia erau în sfârșit luate din cultura ebraică și se suiau la casa Domnului ca să aducă daruri. Ce se întâmplase? Avem de-a face aici cu amestecare a religiilor păgâne cu religia poporului Israel. Situația asta stă ca martor a faptului că în poporul Israel penetrase foarte mult obiceiul nebiblic, necreștin, păgân. Și iată-i pe oamenii ăștia cum se suie la Templu, cum n-ar trebui să se suie niciodată în mod practic, acești oameni nu aveau voie să se suie la templu. Totuși ei se suiau la templu. Din ce cauză? Din ce cauză? Pierduseră noțiunea de sfințenie. Scriptura nu mai era citită. Scriptura nu mai era studiată. Nu mai era știută. Trăim aici, într-o zonă de mare decadență spirituală. Și unde ajungem. Se amestecă sfântul cu nesfântul, frumosul cu râtul și cu îndrăzneala să se suie la templu. Oamenii ăștia nu se opresc să vină înaintea lui Dumnezeu. Ei încă cred că îi slujesc lui Dumnezeu. Oricum. Vă aduceți aminte de spectacolul de pe muntele Carmel? O mie de preoți păgân, Bal și Astartea, nu fac altceva decât țipă, strigă, sar în sus, își fac crestături. Da? Își fac crestături în piele. Și totuși ei cred că slujesc lui Dumnezeu. Aveți grijă să nu se amestece lucrurile. Și aveți grijă când se amestecă. Când se amestecă lucrurile și se amestecă la nivelul conștiinței, ele pot pătrunde la nivelul templului. Ele pot pătrunde aici. Aveți grijă. Nu lăsați să pătrundă în viața dumneavoastră această confuzie. Pentru că ea va distruge noțiunea de templu și de sfânt în viața dumneavoastră. Demonizații din Gadara, Mar Marcu 5 cu 5, totdeauna zi și noapte stăteau în morminte și pe munți țipând și Trăindu-se cu pietre. Sunt uh, reflexe psihologice foarte mult întâlnite astăzi, diagnosticate într-un fel sau altul, dar care mărturisesc despre simpla idee că omul nu se mai identifică pe sine cu Templul. Pentru că dacă pierdem noțiunea de Templu din afară, rapid de tot pierdem uh, noțiunea de Templu din dinăuntru, din noi, uităm că noi suntem temple. Îmbracă-te când vii la casa de rugăciune. Nu te dezbrăca. Să nu te sui la altarul meu pe trepte, să nu ți se vad, descopere goliciunea înaintea lui. Păle pantalon sau izmene de in ca să-și acopere goliciunea de la brâu până la glezne. Deci pe lângă mantia largă a preotului, el își mai lua și niște pantaloni de in pe dedesubt, ca nu cumva la templu, ideea era, nu trebuia expusă nicio porțiune a corpului. nicio o porțiune a corpului nu trebuia expusă. Totul trebuia acoperit. Din ce cauză? Dincolo de hotarele lui Israel, în lumea păgână, noțiunea de nud, de descoperit, era la modă. Erau haine transparente pe care le purtau preoții și preotesele la Templu. Erau haine care expuneau anumite zone ale corpului în detrimentul moralității. Unde se întâmpla treaba asta? La Templu. Există două calități ale Templului. Există Templul Sfânt al lui Dumnezeu în care omul se îmbracă și există Templul nesfânt al lumii în care omul se dezbracă. Aveți grijă ca nu cumva sub ideea unui confort personal să uităm să reprezentăm Sfințenia lui Dumnezeu aici. Apocalips capitolul 3 cu 18 Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, să te îmbogățești, haine albe să te îmbraci cu ele, să nu ți se vadă goliciunea. Și Dumnezeu pune în dreptul goliciunii ideea de Rușine. E rușine, din punct de vedere al lui Dumnezeu, ca un om să se expună gol. Nu este vorba în întregime. Nu este vorba de în întregime, ci ideea în sine de, goli, de goliciune, de gol. Vreau să vă întreb, la creațiune omul a fost gol? Poftiți? Așa scrie. Era gol, erau goi și nu le era. Rușine. Am citit N materiale în privința asta și toată lumea spune că omul acolo era gol. Comentatorii spun treaba asta. Vreau să vă întreb ce știți dumneavoastră. Era gol sau nu? L-ai făcut mai puțin, cu puțin mai prejos decât îngerii. L-ai încununat cu slavă și cinste rabinii și înțelepciunea ebraică înțeleg prin această la încununat cu slavă, înțeleg din aceasta că omul era îmbrăcat în lumină. Omul era îmbrăcat în lumină. Care zona a corpului nu era îmbrăcat în lumină? Poftiți? Era cu mânecă scurtă? Iertați-mă, nu vreau să fac regulă aici. Vorbesc prin comparație. Era cu pantaloni scurți? Când era îmbrăcat în lumină? Lumina, lumina era completă. Omul era îmbrăcat în lumină. Omul nu era gol. Ideea de expunere a ceva ce nu este slăvit și proslăvit nu a încăput în mintea Creatorului. Las subiectul pentru dezbatere, las să vă preocupe, las să-l discutați mai departe. Dar toate lucrurile acestea până la urmă reprezintă o problemă de caracter. Și cu asta vă voi invita să încheiem. 1 Timotei 2 cu 9. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cu vincios, cu rușine și sfială. Sunt două cuvinte care nu mai există în vocabularul modern astăzi. Rușine și sfială. Spuneți-mi, vă rog, cum se numește astăzi un om rușinos? Poftim? Black, prostuț. Vreau să, vă, vreau să vă introduc în lumea psihologică. Cum se numește un om care este sfios astăzi din punct de vedere psihologic. Poftim? Sigur că da, n-are -are, -are respect de sine. Mulțumesc. Altfel, se numește complexat. Omul sfios se numește complexat. Are complexe de inferioritate, are tot felul de alte lucruri. Cum să mai fii sfios? Cum să mai fi rușinos astăzi? Omul de astăzi nu trebuie să mai fie rușinos, și s-a scos rușinea. Nu mai există rușinea. Părinții nu se mai duc în fața copilor să le spună nu ți-e rușine? Copilul nu mai înțelege. Ce să fie? De ce să fie rușine? Rușinea este, deci, este un complex psihologic pe care am încercat să-l dăm afară din mentalitatea noastră. Ca urmare, nu e de mirare că am ajuns fără rușine. Sfiala care este caracteristic unui om care are grijă să nu, să nu deranjeze pe altul, să nu lovească pe celălalt, întotdeauna are mare grijă de celălalt. Este, sco... cuvântul acesta este scos și acesta din uz astăzi. Pentru că omul trebuie să fie îndrăzneț, Ezechiel 2 cu 4. Copiii aceștia la care te trimit sunt nerușinați și cu inima împietrită. Sunt fără rușine. De pe vremea aceea, astăzi s-a generalizat, s-a popularizat. Tu să le spui, așa vorbește Domnul Dumnezeu. În ciuda faptului că sunt așa. 2 Petru 2 cu 10. Ca niște îndrăzneți și încăpățânați. În loc de sfială, am înlocuit cuvântul și realitatea aceasta cu îndrăzneala, care se traduce că nu e rău să fii îndrăzneț, așa e? Dar când îndrăzneala merge în direcția încăpățânării, așa zice aici, îndrăzneți și încăpățânați. Când merge în direcția aceea, e o problemă. Și avem de-a face cu generații de oameni educate în felul acesta, fără rușine și cu încăpățânare. Acești oameni sunt pregătiți să meargă până în pânzele albe în lupta lor împotriva lui Dumnezeu, împotriva adevărului și împotriva binecuvântării. Toate aceste lucruri, toate, au fost destinate să fie vindecate în Templu. Un om care are templu, reușește să scape de toate astea. Marea lecție a transformării noastre este în casa de întâlnire sau de rugăciune a lui Dumnezeu. Îmi place foarte mult această imagine. Cu bunăvoința dumneavoastră, voi dori să vă citesc câteva gânduri din Psalm și voi încheia. Salmul 133. Iată ce plăcut și dulce este să locuiască frații împreună. Ce e asta? Să locuiască frații împreună? E biserică, e templu. Fraților, nu zidurile ne vor învăța aceste valori, ci adunarea la oaltă a unui popor care învață Scriptura și care o trăiește. Este ca un de de preț turnat pe capul lui Aron, care se coboară pe barbă, se coboară pe marginea veșmintelor lui. Vă rog să observați acest ulei de ungere care pornește de la nivelul minții, de la nivelul capului și apoi coboară pe barbă, pe veșminte, Totul este sfânt, totul este închinat Domnului, nu este doar jumătate. Aron nu stă în tricou și în blugi. Aron stă în veșmintele sale sfinte înaintea lui Dumnezeu, pentru că totul este sfânt. Este ca roa Hermonului, acolo dă Domnul binecuvântarea și viața pentru veșnicie. Așa procedează Dumnezeu. Psalmul 132, cu 14. Acesta este locul meu de odihnă pe vecie. Voi locui în el căci l-am dorit. Când veniți la casa de închinare, la casa Domnului, gândiți-vă că este locul unde Domnul a zis că îi place să rămână. Psalmul 134, versetul 1. Binecuvântați pe Domnul. Toți robii Domnului care stați noaptea în casa Domnului. Wow! Noaptea? Sunt oameni care nu mai ies afară din Templu. Stau ziua și noaptea acolo, pentru că acolo este locul unde ei își simt existența. Zi și noapte. Vă aduceți aminte de Ana, de Simeon, oamenii care i-au spus un bun venit Domnului Isus Hristos? Despre Ana se zicea că necurmat era la templu. Simeon era un om care aștepta venirea lui Isus Hristos. Sunt mulți sau puțini cei ce au templu? Mulți sau puțini? Lăudați pe Domnul, lăudați numele Domnului, lăudați-l, robi ai Domnului, care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Apropo, cum îl lăudăm noi pe Domnul? Mai pun o dată întrebarea asta, care am mai pus-o și altă dată. Cât de mult, cât de frumos, cât de bine îl lăudăm în cântare, în viață, în proslăvire, cât de mult. Frații mei, a venit o vreme și a venit vremea schimbărilor, schimbărilor fundamentale pornind din năuntru. lăudați robea robe ai Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Lăudați pe Domnul că este bun, cântați numele Lui că este binevoitor. Și așa mai departe. Voi încheia aici cu gândul că nu există frumos în lumea aceasta dacă nu avem templu. Cu gândul că nu există nicio valoare pe lumea aceasta, începând de la respect, de la noblețe, de la vestimentație, casele noastre, mașinile noastre. Nu există nimic dacă nu avem sfințenia lui Dumnezeu în Templul său. Nu există nimic în viața mea și în viața ta dacă n-am învățat să stăm înaintea lui Dumnezeu desfătându-ne. Și dacă a, valorile astea nu reprezintă bucuria și veselia inimii. Un bun venit acestei biserici în templul Domnului și vă doresc din tot sufletul ca cuvântul lui Dumnezeu și sfințenia sa să ne marcheze viața. De duminică, de luni, de marți, din toată săptămâna care urmează. Amin. Tatăl nostru, numele scump al Domnului Isus Hristos, venim să cerem în locul frumosului nostru, frumosul Tău, în locul binelui nostru, binele Tău, în locul hainelor noastre, din lumea aceasta pângărite în fel și chip, uneori rupte de căderea noastră, venim să-și cerem hainele tale, neprihănirea ta, sfințenia ta. Venim, Doamne, să te rugăm să iei templul din afara noastră și să-l aduci înăuntru nostru și să ne înveți, Doamne, să trăim sfințenia Ta în taina vieții noastre, pentru ca Tu să fii preamărit și onorat în fiecare dintre noi. Doamne, ne-ai promis că vei reveni curând. Pregătește viața noastră ca să fie gata pentru venirea Ta. Și în timp ce lumea mea și lumea noastră se deteriorează rapid din punct de vedere al sfințeniei tale. Ascunde, Doamne, sfințenia ta în Sufletul nostru și în Biserica ta. Amen. Și păstrează-o aici. Pentru ca să rămână o mărturie pentru lumea aceasta. Să rămână o mărturie pentru toți aceia care te caută și care vor să găsească un loc de refugiu. Fă lucrul acesta pentru noi, Doamne. Și ajută-ne să ne sfințim viața, să dăm la o parte păcatul care ne înfășoară așa de lezne. Fă, Doamne, ca lumea din jur să nu ne mai vorbească de rău, ci să vorbească, Doamne, că au început să vadă strălucind zorii neprihănirii tale în viața noastră. Prin Domnul Isus, te rugăm, însoțește-ne și binecuvintează-ne. Amin.